Bună dimineața, doamnelor și domnilor, încep știrile orei 9. Două doctorițe de la Spitalul Sfântul Pantelimon au fost arestate preventiv în controversatul caz al pacienților morți brusc la terapie intensivă. Procurorii au strâns probe, dar ancheta le-ar putea fi dată peste cap. Specialiștii de la Societatea Română de Anestezie spun că scăderea dozelor de noradrenalină este obligatorie și că medicii au procedat bine. Cu detalii vine colega mea Elvira Costache. Bună dimineața, Elvira, te ascultăm. Bună dimineața, Simona, bun găsit tuturor. Așa este, două doctorițe de la Spitalul Sfântul Pantelimon au ajuns după gratii. Sunt acuzate de omor calificat după ce ar fi redus dozele de noradrenalină unui pacient aflat în stare gravă pe secția de terapie intensivă. Procurorii cred că ele au considerat că pacientul nu mai are rost să fie ținut în viață și de aceea ar fi redus substanța. Aseară însă, Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă a dat un comunicat prin care a explicat cum se folosește de fapt noradrenalina. Este o substanță care menține tensiunea arterială și se dă inițial în doze mici, apoi se crește dacă pacientul nu are tensiunea bună. Aici devine însă interesant, specialiștii spun că dacă tensiunea nu se reglează în doze mari, medicii sunt obligați să reducă noradrenalina la valorile inițiale, adică la 1 mililitru pe oră. Vă reamintesc, scandalul a început în urmă cu câteva luni, odată cu acuzațiile că 17 pacienți au murit în decurs de numai câteva zile pe secția de terapie intensivă a Spitalului Sfântul Pantelimon. Acestea au fost informațiile, la revedere! Traficul pe Valea Oltului a fost redeschis mai devreme decât au estimat autoritățile. Faptul că nu mai sunt nevoiți să ocolească kilometri întregi și să piardă ore bune îi încântă atât pe transportatori și turiști, dar și pe comercianții care își desfășoară activitatea în zonă. De acum pot începe lucrările pentru construcția autostrăzii care va lega Sibiu de Pitești, pe care vom putea circula abia din 2028. Traficul pe Valea Oltului a fost redeschis cu două zile mai devreme decât era estimat de către Ministerul Transporturilor. Muncitorii au finalizat lucrările de defrișare ale versantului, iar de acum poate începe construcția autostrăzii care va lega Sibiul de Pitești. Chiar dacă lucrurile par să se miște cu o floare, nu se face primăvară. O spun transportatorii care sunt sceptici că vom circula pe noua autostradă peste 4 ani. S-a deschis Valea Oltului, vă bucurați? Da, da, foarte mult. Cum v-ați descurcat până acum? Foarte greu, că s-a circulat doar noaptea. Ați circulat noaptea sau ați ocolit? Unele dăți am ocolit, unele dăți am circulat noaptea. Deci e mai bine? Foarte bine. Să sperăm că se termină și autostrada. În ceva timp și va fi mai bine. Credeți că autostrada se va finaliza la termen? Nu știu. Trăim în România, cam greu. Credeți că sunt șanse ca autostrada să fie finalizată la termenul stabilit? Nu cred. Doamne ajută, dar nu prea cred. Printre cei mai afectați de închiderea traficului au fost comercianții care nu au avut unde să-și mai vândă produsele. Fericită că drumul s-a deschis, doamna Maria și-a așezat tacticos brânza la raft de la primele ore ale dimineții. Vă bucurați că s-a deschis Valea Oltului? Da. Cum a fost până acum? Pentru mine, cum zice, rău și bine. N-am putut pleca să mai vinde produsele. Ce ați făcut cu produsele până acum? Le-am stocat. Autoritățile au lăsat însă de înțeles faptul că pe viitor vor mai avea loc restricții de trafic pe Valea Oltului, dar vor fi anunțate din timp. Autostrada Sibiu-Pitești va avea 122 de kilometri, iar lucrările vor fi împărțite în 5 secțiuni. Construcția este una destul de dificilă, spun oficialii, deoarece mult așteptată autostradă va avea 50 de tuneluri, poduri și viaducte. Un preot din Alexandria a uitat de cele sfinte și este acuzat că a furat aproape 1 milion de euro. Banii proveneau de la stat și erau destinați lucrărilor pentru biserici, dar clericul nu a renovat niciun lăcaș cu ei, ba mai mult a cheltuit toată suma pe cumpărături pentru el și pentru alții. Preotul Nicu Chiriță păstorește două biserici în Alexandria, județul Teleorman. De-a lungul mai multor ani însă, slujitorul domnului ar fi furat aproape 5 milioane de lei fonduri care erau destinate pentru renovarea unei biserici și construcții alteia. Acuzat de fapte extrem de grave, precum fals în înscrisuri și delapidare, pe preotul paroh l-am găsit liber și relaxat chiar în fața judecătoriei din Alexandria. Am făcut lucruri bune. Acea sumă de 1 milion de euro e o poveste unde se presupune că am luat banii și am băgat în buzunar, ceea ce nu este adevărat. Plus banii care s-au primit s-au pus în operă, de asta să fiți convinși. La fel și la biserica? Da, 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 da.
Anchetatorii spun că în ultimii 6 ani preotul ar fi primit bani de la primărie și secretariatul de stat pentru culte ca să renoveze biserica la care slujește și să înalțe una nouă în alt cartier, în total 1 milion de euro pe care Nicu Chiriță i-ar fi băgat în buzunar. Nu doar atât, i-ar fi dat pe cumpărături pentru el, dar și pentru apropiați. Oamenii sunt șocați că unsul lui Dumnezeu s-a putut îndeletnici cu astfel de fapte. Ceea ce se întâmplă acum, la momentul ăsta, e ceva de nedescris. N-am pomenit în viața mea. Pentru alții nu e deloc o surpriză, mai ales că șantierul noii biserici e pustiu de ani buni. Nu mai fac că a dat becalii bani și ăștia au plecat cu banii, nu mai fac nimic. Dar de timp e așa e șantierul ăsta? Păi cred că sunt vreo 4 ani, 5 ani. Vestea s-a răspândit rapid și printre colegii de breaslă. A luat bani de la buget, apoi a plecat la cumpărături. Ce s-a asta, bă? Cei de la primărie spun însă că nu au mai finanțat noua construcție a preotului când au văzut că aceasta nu mai prinde contur. Că din 2012 până în 2022, și înțeleg că la această perioadă se referă ancheta, primăria municipiului Alexandria nu a mai finanțat cu niciun leu acest obiectiv de cult. În schimb, primarul, care este bun prieten cu preotul Nicu Chiriță, crede că totul a pornit de la o dispută cu un alt slujitor al Domnului. El a avut o dispută cu un preot acolo, care, mă rog, până la urmă, n-a mai fost preot la biserica asta, adică aș vrea să nu fie doar o chestiune de răzbunare între preoți, și dacă este adevărat, probabil că voi fi foarte dezamăgit ca un preot în care eu am crezut. Episcopia a luat deja măsuri în privința preotului, iar acesta nu mai poate sluji pe parcursul anchetei. Preotul a primit arest la domiciliu, iar cercetările în acest dosar continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă tribunalul Telorman. 4 muncitori au murit în portul Midia, iar după amiază au rămas captivi la bordul unei nave pe care o reparau în timp ce ieșirea le-a fost blocată de un incendiu violent. Pompierii au format mai multe echipe de căutare-salvare și au pătruns cu greu în embarcațiunea cuprinsă de flăcări. Vă avertizăm, urmează imagini și informații ce pot avea un puternic impact emoțional. Imediat după ce s-a dat alerta, rudele și apropiații muncitorilor din șantierul naval au venit într-un suflet să vadă ce se petrece. Crezi că mai sunt în viață? Probabil sper să da. Sper să fie. Sunt doi prieteni de-ai tăi. Da, doi prieteni de-ai mei, unul din Săcere, unul din Istria și unchiul Marcel. Unde lucrau? În ce? În zona motoarelor. Aceste imagini sunt surprinse când încă exista speranță, iar pompierii făceau eforturi disperate să ajungă la victime. Pe cine suni acum? Pe unchiul meu Marcel. Dar nimeni nu v-a anunțat absolut nimic, autorități nimic. Apelurile tânărului au rămas fără răspuns. Unchiul și prietenii săi erau captivi în nava cuprinsă de flăcări. Fum exterior am văzut când am ieșit de-a venit din șantier. Ați fost evacuați imediat? Da, da. Toată lumea a fost evacuată. Unii martori vorbesc de un scurt circuit. Imediat din nava sub pavilion Belize a început să iasă fum. Pompierii au trimis 7 autospeciale de stingere și lucru la înălțime, 2 ambulanțe smurd, un vehicul de transport victime multiple și o autospecială de terapie intensivă mobilă. Incendiul a fost lichidat cu ajutorul instalațiilor fixe de CO2 de pe navă, iar colegii mei au executat răcirea perimetrală a pereților navei, iar ulterior s-au executat misiunile de căutare, salvare a celor 4 persoane surprinse la interior. Însă eforturile pompierilor au fost în zadar. Muncitorii au fost descoperiți în 2 zone diferite de cedați. Se crede că rutele lor de evacuare au fost blocate de flăcări, însă ancheta ia în calcul și o ipoteză șocantă. După izbucnirea flăcărilor, este posibil să se fie ordonată închiderea ușilor de unul dintre reprezentanții navei, cetățean străin. Măsura ar fi fost necesară pentru a împiedica producerea unei explozii. În acest fel însă, calea de evacuare ar fi fost blocată pentru 2 dintre muncitori. Criminaliștii și inspectorii ITM au început o anchetă complicată care trebuie să scoată la iveală condițiile în care s-a întâmplat această tragedie. Saloanele de înfrumusețare se confruntă de ani buni cu o criză de personal, pentru că multe tinere care termină cursuri de formare în domeniu aleg să lucreze de acasă. Astfel nu plătesc taxe la stat, iar multe cliente acceptă situația pentru că prețurile sunt ceva mai mici. Doar că doamnele care plătesc serviciile fără să primească bon fiscal nu pot nici să facă plângeri dacă ceva nu merge bine. Am găsit anunțul dumneavoastră pe internet cum că faceți manicură.
sigur că da, doar că până în 19 eu am fost plecat în mășire și nu am cum. Spuneți-mi doar un lucru că n-am înțeles din anunț. Este acasă sau aveți un salon sau în ce zonă? Acasă la mine, în zona asta la Olimpia, stadion, de acolo. Internetul e plin de oferte. Manicură, pedicură sau coafor chiar la stilist acasă. Deci un salon improvizat. Multe doamne aleg această opțiune pentru că e mai ieftin, dar e totodată și ilegal. Acest val de lucrători în cosmetică ce lucrează de acasă adâncește criza în saloane. Prindem extensia, o tragi spre tine, iar 1, 2, o duc palmei pe cap, mă cobor în dreptul ei, vezi? Chiar în dreptul ei, în lateral. Și mă duc frumos și o las. Florentina este trainer și predă cursuri de extensii și laminare de gene. Ar avea nevoie de mai mult personal specializat, dar n-are doritori. După pandemie mai ales, foarte, foarte multă lume s-a obișnuit să lucreze de acasă și astfel noi nu ne găsim forță de lucru și de muncă în saloane. Poate nu știu sigur dacă vor să urmeze sau nu această meserie și se gândesc să înceapă de acasă și ulterior să se mute într-un salon, dar din păcate majoritatea se mută, dar în străinătate, nu neapărat într-un salon din țara noastră. Să mă simt mult mai în siguranță la salon decât să merg la altcineva acasă, deci... Din păcate, tot mai puține cliente spun asta. Loredana, o altă proprietară de salon, se confruntă cu aceeași situație. Tânăra caută mereu manicuriste. În momentul în care vrei să lucrezi legal și trebuie să plătești taxe la stat, nu te mai adresezi la aceeași clientelă, pentru că prețurile sunt cu totul diferite. Autoritățile au anunțat că vor lua măsuri pentru a stopa fenomenul muncii la negru în domeniul frumuseții. Cei care vor lucra de acasă vor fi nevoiți să aibă forme legale și să plătească taxe. În caz contrar, vor primi amenzi usturătoare. Tocmai pentru a combate evaziunea fiscală în cazul cosmeticienelor care lucrează de acasă, autoritățile vor să introducă o nouă măsură fiscală, un așa zis CNP fiscal. Cumpărătorii care ar folosi acest sistem ar urma să fie recompensați. Ministerul de Finanțe vrea să lupte cu evaziunea fiscală printr-un nou instrument. Astfel a gândit un număr de identificare digitală, în traducere, un CNP fiscal. Așadar, persoanele care merg în zone cu risc ridicat de evaziune, precum saloanele de coafură, servicii auto sau fac cumpărături online, solicită bonul fiscal și își dau acordul ca CNP-ul lor fiscal să fie trecut pe el. Este în favoarea mediului de afaceri pentru ca acești competitori neloiali care nu emit bonuri fiscale sunt primii dușmani ai plătitorilor de impozite și taxe cinstiți. Spre exemplu, dacă ne prezentăm la o spălătorie auto și solicităm bonul pe care apare CNP-ul nostru fiscal, acest cod va fi centralizat cu ajutorul sistemelor informatice naționale și, pentru că măsura nu este obligatorie, Ministerul de Finanțe propune și recompense pentru cei care sunt de acord să-și dea datele. Dacă din cei 100 de lei valoarea bonului fiscal, 10% este creditul fiscal, asta înseamnă că ai un credit fiscal de 10 lei pe care fie ți-l va rambursa în anul următor, adică îți dăm banii în numerar înapoi sau cu ajutorul creditului fiscal îți compensezi alte impozite și taxe. Dar tocmai reprezentanții mediului de afaceri critică măsura. Este adevărat, românii vor avea opțiunea de a nu da CNP-ul fiscal, dar magazinele în acest moment sunt obligate să îl ceară. Prin urmare, opțiunile reale nu sunt să pot achiziționa în continuare de la un magazin online din România, ci dacă vreau să achiziționez din România, va trebui să-mi dau CNP-ul. Specialiștii mai văd o problemă. Numai că vor ști de mai repede decât cumpărăm, dar vor ști și ce cumpărăm, pentru că în factură este și lista de cumpărături. Combaterea evaziunii nu are cum să fie așa. În primul rând că cumpărătorul nu are cum să facă evaziune, doar vânzătorul. Dacă proiectul va obține girul coaliției de guvernare, ulterior va fi adoptat în ședință de guvern, iar sistemul va deveni funcțional la jumătatea anului viitor.
luna iulie, terapia cu câini în spitale se face și la noi în țară. Trei unități medicale din Ilfov și București primesc săptămânal căței de la adăpost, iar pacienții se joacă cu ei și mai uită astfel de griji. Cum merge proiectul până acum, dar și ce alte beneficii au cei cu probleme de sănătate, aflăm astăzi de la Hubert Tuma, președintele CJ Ilfov. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! Sunt curioasă cum v-a venit această idee de a face, de a ajuta pe cei vârstnici prin această terapie cu animale. Da, este un proiect pe care l-am preluat din străinătate. Nu încercăm noi să inventăm apa caldă. Sunt țări precum Spania, Franța, țările nordice, Statele Unite ale Americii, unde astfel de proiecte există. Sunt implementate și funcționează foarte bine. În Franța, de exemplu, au un cal, are și un nume, Dr. Peo, care merge la oamenii bolnavi de cancer. În Statele Unite ale Americii, terapia asistată cu animale face parte din terapia care este propusă de medic, este prescrisă de medic pacientului. Și atunci ne-a venit această idee, văzând că lucrurile funcționează în alte țări, am discutat cu colegii de la Ilfov, am discutat cu Direcția de Sănătate Publică și cu Asociația Câinilor Utilitari, toți au fost de acord. Și ne-am așezat împreună și am început proiect. Acest proiect. Pentru că am citit studii, am verificat și noi, că terapia cu animale funcționează. Reduce starea de anxietate, starea de stres, starea de izolare în care se simt pacienții bolnavi. În câteva cuvinte, face bine pacientului. La ce spitale putem găsi animaluțe și cât durează o ședință de terapie? Sunt cele trei spitale care sunt în subordinea Consiliului Județean Ilfov: Spitalul Clinic de Urgență Ilfov, Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca și Spitalul Buftea. Terapia durează o oră, circa o oră, și dacă inițial vroiam să mergem o dată pe lună în aceste spitale, la nenumărate rugăminți din partea pacienților, din partea medicilor, am decis să mergem săptămânal. Deci această idee, acest proiect a fost foarte bine primit de către pacienți. A fost foarte bine primit pentru că au avut mulți care se simt abandonați în spitale. Sunt oameni în vârstă care au probleme cardiace, sunt copii cu autism care au beneficiat de terapie cu un câine și am văzut că aceste terapii funcționează. Dar căței care participă la ședințe sunt special dresați, vin însoțiți, cum se procedează? Da, sunt căței special dresați și atestați, sunt de la Asociația Clubul Câinilor Utilitari. Această asociație îi antrenează sunt două obiective. Unul, pentru căutarea și găsirea persoanelor dispărute. Și avem exemplu din Turcia, anul trecut, în 2023, când România a trimis câini, astfel de câini, chiar pe aceștia, pentru a ajuta la persoanele dispărute în urma cutremurului. Și pentru terapie, în terapie pentru pacienți. Sunt de asemenea folosiți și pentru terapie pentru copii. Da. Ați spus mai devreme pentru că copii cu autism am văzut acest lucru că funcționează în străinătate și încercăm să-l preluăm și noi, să-l implementăm în județul în Ilfov. Rămânem tot la sănătate și aș vrea să știu, ați lansat un proiect, seniorii pot primi o sumă consistentă pentru refacerea danturii. Povestiți-ne puțin despre acest proiect. Proiectul l-am lansat anul trecut. Anul acesta doar am schimbat condițiile proiectului. Este un proiect Ilfov Zâmbește pentru seniori care au o pensie. Inițial a fost pentru o pensie până în 1200 de lei. Le decontam servicii la stomatolog în valoare de 3000 de lei. Au beneficiat anul trecut peste 120 de persoane în Ilfov de acest proiect. Dar am primit foarte multe solicitări de la persoane și întrebări care au pensii de 1500, 1600, 1700 de lei. Evident că diferența între o persoană care are 1200 de lei sau 1700, în a-și permite un dentist, nu este foarte mare. Și atunci am extins acest proiect anul acesta pentru persoane cu un venit până în 2000 de lei. Este foarte simplu, nu este birocrație multă, depune o cerere la primărie,
Asta urma să vă întreb, care sunt condițiile pentru a beneficia de această sumă? Pur și simplu merge cu talonul de pensie, arată că venitul lui este de sub 2000, de până în 2000 de lei. Nu este, este foarte puțină democrație, birocrație, merge la medicul dentist pe care și-l alege și noi plătim de la Consiliul Județean, achităm factura. Vrem de la anul să extindem acest proiect pentru persoane cu pensii până în 2500 de lei. Ce alte proiecte aveți în derulare? Ce alte idei mai aveți și merită a fi puse în practică? Avem un proiect la care lucrăm acum pentru copii care au nevoie de aparat dentar. Idee foarte bună. Da, sunt foarte mulți copii care ajung când sunt adulți să aibă probleme mari cu dantura pentru că n-au avut aparat dentar în copilărie. Aparatul dentar nu este foarte ieftin, sunt familii care nu își permit să-l cumpere, plus nu există o educație în sensul, în sensul acesta. Și acum lucrăm să implementăm acest proiect, vrem din toamnă să dăm startul acestui proiect. O idee extraordinară, vă felicit. Revenind puțin la terapia cu animale, ar fi o variantă de luat în seamă și interacțiunea cu tineri în locul animăluțelor. Să ne gândim puțin și la tineri sau chiar la copii care să meargă și să le țină companie persoanelor vârstnice care au nevoie de mai multă atenție. Da, cred că este o idee bună. Cred că mai ales copiii ar fi bineveniți pentru persoane vârstnice care se simt probabil abandonate în spitale, pentru că avem nenumărate cazuri și cred că s-ar bucura de acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal și vă mai așteptăm la noi. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Continuăm jurnalul. Prima noapte de distracție la Untold s-a lăsat cu petreceri până dimineața. Muzica a răsunat la cele 8 scene din festival, iar petrecăreții s-au bucurat din plin de fiecare moment. Cei mai așteptați artiști ai serii au încins atmosfera. A fost multă veselie și distracție în prima noapte la Untold. Muzica a răsunat până dimineață la scenele festivalului, iar tinerii îmbrăcați în ținute cât mai colorate și inedite s-au bucurat din plin de primele petreceri. Ca și prima zi extraordinară, foarte multă lume faină. Se vede mai bine festivalul cu ochii în agenția? De două ori mai bine. Cel mai tare Untold, cea mai frumoasă ediție de până acum. Abia a început! Da, dar mi-am dat seama deja. O să vin și la anul și toți anii. Cu cine ai venit? Cu prietenii, cu colegi de la facultate. Foarte multă lume e aici cunoscută. Ați făcut cașcă mare? Da, da. Dornici să petreacă din nou la festival, cu toții și-au propus să nu plece repede de pe ringul de dans. În sala polivalentă, la scena Galaxy, petrecerea a ținut până dimineață. Ne-o să intre Solomon următoarele zile, astăzi Black Coffee și Carl Cox. Până dimineața stați aici? Până la 7. Așa va fi în fiecare seară. Luni, până ne scoate afară. Și străinii au venit în număr mare să se distreze la Untold. I love Untold Festival. It's the best one. Where are you from? Brazil, Brazil. Very cool. You're in the city, you have some different stages. It's very cool. I like it very much. Louis Tomlinson, fostul component al trupei One Direction, a fost vedeta primei serii de la Untold. Artistul britanic a încântat publicul cu melodiile sale. Ținutele au fost pe măsură. Am vrut să fac parte din tematică și mi-am făcut cordeluța, mi-am făcut-o eu, părul colorat și rochița, așa ca o zână a pădurii. Pentru mâine ce ai pregătit? Tot ceva colorat, tot așa. Voi avea niște aripioare.
Untold continuă și astăzi. Festivalul își redeschide porțile în această după-amiază, iar seara pe scena principală va urca Lenny Kravitz, apoi petrecerea continuă cu Alok, Lost Frequencies și Dimitri Vegas and Like Mike. Distracția copiilor la mare este esențială pentru un concediu reușit, dar părinții nu scapă netaxați. Colacul, găletușele din plastic, dar și alte jucării pentru plajă sunt mai scumpe pe litoral. Cât costă în Mamaia un kit complet pentru ca micuțul să fie mulțumit și să se joace toată ziua? Ne spune colega mea Raluca Sevastru. Bună dimineața, Raluca, te ascultăm! Bună dimineața și bun găsit tuturor! Printre cele mai cumpărate jucării pentru plajă sunt găletușele din plastic cu ustensile pentru nisip. Acestea se găsesc pe diferite dimensiuni, culori și forme, iar prețul lor începe de la 20 de lei și poate ajunge până la 60 de lei. La fel de căutate sunt și pistoalele și pompele cu apă. Acestea costă între 20 și 50 de lei. Tarabele din stațiuni sunt pline și de gonflabile care îți iau ochii. De pildă, un colac pentru copii poate ajunge și la 60 de lei. Iar pentru o saltea de două persoane, prețul este de aproximativ 150 de lei. E nevoie și de o pompă care costă cel puțin 50 de lei. Așadar, cine vrea să-și răsfețe copilul în concediu la mare, ar trebui să pregătească un buget special pentru acest lucru. În cel mai bun caz, le puteți achiziționa din centrele comerciale din orașe la prețuri mult mai mici. Deocamdată atât de la Malul Mării. La revedere! Mulțumim, Raluca. Apa este mai prețioasă decât aurul pentru locuitorii din zonele afectate de secetă. Oamenii văd cum culturile se usucă pe câmp la peste 40 de grade Celsius. Au săpat puțuri pentru a uda fructele și legumele, dar apa este tot mai greu de găsit. Cele mai mari probleme sunt în sud. În următorii 10 ani, deșertul din Oltenia ar putea ocupa peste 1 milion de hectare. Practic, am devenit ca niște cârtițe. Săpăm continuu în pământ. La început am avut la nivelul solului fântâna, după care am săpat această groapă ca să ajungem la apă, când nu mai aveam. Sub soarele încins al amiezii, la peste 40 de grade, fermierii folosesc apa cu porția. În Sahara Olteniei, câmpurile sunt pline de gropi uscate, astfel că lichidul prețios este acum restricționat și programat pe zile. Acum urmează să mai săpăm, că nu avem apă, nu merg motopompele, nu au ce trage. Trage practic nisip, pământ. Lipsa apei și temperaturile extreme se traduc în culturi compromise și pierderi financiare tot mai mari. Uitați temperaturile care au fost, ce s-a întâmplat cu pepenii. I-au stricat definitiv căldurile foarte mari. Uitați și pe cei mici care urmează să facă, la fel se întâmplă tot de la căldură. Cea mai secetoasă vară din câte am văzut eu până acum. Două săptămâni la rând, peste 40 de grade. Peste 40 și ceva, insuportabil. Pentru ca fructele să reziste căldurii extreme, Flori și-a acoperit recolta cu fân sau cu hârtie. Aici am luat fân, o căruță de-a mare cu fân, ne pregătim să acoperim pepeni în continuare ca să nu-i ardă soarele. Pe căldura asta nu ne mai gândim la noi, ne gândim la cultură. Măcar să valorificăm ce-a mai rămas din ea. Eu stau mai mult în câmp. Acasă sunt musafir. Săptămâni la rând, agricultorii au muncit în condiții cumplite. Fără ploaie, însă, efortul e aproape zadarnic. Ne zbatem, apa nu e, încercăm să tragem prin canalele ăștia de irigat. Foarte cald, nu știu dacă s-a mai simțit așa căldură de când mă știu eu. De 50 de ani de zile, nu știu dacă am suportat așa călduri. Până la ce oră lucrați? Până noapte. Mă duc la bostan, că am acolo picurare, am cartofi nescoși, 18 rânduri. Eu stau în solare, pot să fie 100 de grade și eu rezist la 70 de ani. Meteorologii spun că temperaturile vor fi peste media normală și în luna august, dar canicula e doar o parte a problemei. Precipitațiile vor cădea mai ales în timpul furtunilor de scurtă durată, iar apa adunată astfel în sol se evaporă rapid. Florile de nuntă sunt cele care înfrumusețează atmosfera și decorul, dar cum le alegem? Buchetul miresei și florile de pe masă trebuie să aibă aceeași culoare, dar plantele negre se mai poartă? Aflăm răspunsurile chiar acum. Avem trandafiri, niște asparagus vopsit, wax flower, care miroase foarte frumos, molucela, lisianthus,
Avem aici niște floare miresi stabilizată. Monica este designer floral și lucrează cu maestrie la buchetele pentru viitoarele mirese. Nuanțele pastelate sunt la mare căutare, iar combinația de alb cu verde este în continuare în topul preferințelor. Pentru buchetele de mirese, clasicul buchet alb-verde, acesta nu se demodează niciodată. Pentru că, na, e din povestea nunții, se potrivește cu rochia albă, cu diafanul, cu toată povestea aceasta minunată. Cu multă imaginație și îndemânare, buchetele care ies din mâinile ei sunt de-a dreptul spectaculoase. Deci, este gata buchetul nostru? Da, este gata. Mai avem doar să îi punem panglică și să-l închidem cu puțină bandă. Dar este foarte bogat, așa, din câte văd. Da, dar este foarte ușor. Adică construcția asta pe sârmă, pe ghemuțul ăla de sârmă și cu mult eucalipt, este un buchet destul de ușor. Florile naturale sunt preferatele viitorilor miri, iar acestea își fac loc și în decorațiunile de pe masă. Acum o să pregătesc un aranjament central pentru o masă de invitați. Este foarte în trend acest model cu cilindrii, o să vedem noi la final cum o să arate, acum nu ne spune foarte mult. Pentru că este important ca totul să fie din aceeași poveste, de obicei nuanțele din buchetul de mireasă sunt păstrate și pentru decorațiunile de interior. Avem aici aranjamentul gata pe care, la care am lucrat mai devreme, pentru o masă rotundă. Am făcut mixul acesta pastelat cu cilindrii și lumânări plutitoare. De câțiva ani sunt la modă și petrecerile în aer liber, iar în acest caz decorul poate fi ceva mai jucăuș. Am pus florile, o parte din ele, ne pregătim pentru un garden party. Și pentru că petrecerea va avea loc la grădină și o să se lase seara, o să avem nevoie și de lumânări. Culoarea anului este peach fuzz, iar cei mai mulți tineri au optat pentru această nuanță în decorul lor. Cea mai cerută culoare anul acesta este peach fuzz, culoarea lasă de Institutul Pantone, dar nu excludem și extrema cealaltă și culoarea negru a început să fie foarte căutată și cerută de clienții noștri. Un buchet de mireasă pleacă de la prețul de 300 de lei. În ultimii ani, expresia sună-mă a fost înlocuită de scriem pe WhatsApp, iar generația Z e prima care a făcut trecerea și care pune mare preț pe felul în care scrie mesajele. Ce expresii consideră a fi demodate și cu ce le puteți înlocui ca să țineți pasul? Ne spune chiar acum colega mea, Gabriela Ghizel. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm. Bun găsit, așa este, dacă e să ne luăm după adolescenți și tineri, sunt anumite obiceiuri pe care cei mai în vârstă le au atunci când scriu mesaje pe WhatsApp, care îi trădează că fac parte din generațiile mai înaintate. Și vorbim în primul rând despre emoji-uri. Ei bine, generațiile mai noi nu mai folosesc emoji-ul thumbs up, ci l-au înlocuit pur și simplu cu ok. Nu mai folosesc nici inimioara roșie atât de mult, o păstrează doar pentru familie sau prietenii foarte apropiați și folosesc inimioare albe sau în diferite alte culori și de asemenea nici buzele, emojiul buze nu mai este folosit, ci se scrie pur și simplu pup. Mergem mai departe și vorbim despre punctuație. Ei bine, tinerii spun că folosirea multor puncte la finalul propozițiilor trădează faptul că cineva face parte dintr-o generație mai înaintată și de asemenea chiar și punctul pur și simplu sau semnul exclamării pus la final de propoziție spune că ești ceva mai în vârstă decât ei. Ei pur și simplu termină propozițiile fără niciun semn de punctuație. Și în final vorbim și despre câteva expresii noi pe care tinerii și le-au introdus în vocabular. Nu se mai folosește trendy, ci se spune top. Nu se mai spune nasol, ci icky. Și în loc de așa este, s-a trecut la englezescul facts. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Casa Iubirii, iar de la ora 12 vă aștept la știrile prânzului. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!